Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Punctul pe azi. Contextul regional rămâne unul extrem de volatil pe fondul invaziei Rusiei în Ucraina, fapt ce creează probleme de securitate pentru Republica Moldova. Discutăm despre toate aceste aspecte sensibile cu directorul SIS, domnul Alexandru Musteață. Bună seara și bine ați revenit la noi. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Domnule director, aș vrea să vedem câteva declarații ale dumneavoastră de astăzi pentru a lămuri o serie de aspecte, pentru dezambiguizare, cum spunem noi, jurnaliști. Întrebarea nu este dacă Federația Rusă va face o nouă ofensivă spre teritoriul Republicii Moldova, dar când se va întâmpla acest lucru. Fie la începutul anului ianuarie-februarie, fie un pic mai târziu, martie-aprilie, dar din informația care o deținem noi, Federația Rusă intenționează să meargă mai departe, având scopul de a crea o juncțiune cu regiunea transnistreană. Asta e teritoriul Republicii Moldova. Și atunci, cu o claritate, putem spune că da, ei au intenția să ajungă aici și să se conecteze. Ce va urma ulterior, care vor fi intențiile lor, nemijlocită în raportul Chișinău, putem discuta, dar ăsta este un risc real și foarte înalt. Informațiile noastre arată că Federația Rusă planifică să facă o nouă ofensivă pe teritoriul Ucrainei spre direcția Republicii Moldova. În urma afirmațiilor făcute de directorul SIS pentru TVR Moldova, instituția a venit cu o serie de precizări. În contextul declarațiilor domnului Alexandru Musteață, director SIS pentru TVR Moldova, referitor la principalele riscuri la adresa securității naționale, în cadrul cărora s-a făcut referire și la analiza mai multor scenarii prin care Federația Rusă ar încerca inclusiv o invazie terestră prin nordul Ucrainei către Republica Moldova. Precizăm că directorul SIS a menționat că obiectivul Federației Ruse de a crea un coridor terestru până în regiunea transnistreană este unul valabil și azi, iar o nouă ofensivă a Federației Ruse spre această direcție ar putea avea loc în 2023. De asemenea, punerea în aplicare a acestora depinde de evoluțiile războiului din Ucraina. Am revenit în studio. Domnule director, aș vrea să lămurim în primul rând un aspect, și anume care sunt evaluările SIS despre un pericol al continuării planurilor de război ale Rusiei în 2023 față de și de Republica Moldova. Ce scenarii rămân valabile și dacă s-a modificat ceva în acest sens față de ce știam înainte? Da, mulțumesc pentru oportunitatea de a clarifica lucrurile respective. Și aici, în primul rând, vreau să fac un mic apel la calm către cetățeni. Ori azi a fost așa un mic val de discuții în societate, privind modul cum au fost interpretate declarațiile mele de azi în cadrul interviului. Deci, în primul rând, Serviciul de Informare și Securitate monitorizează tot spectrul, ce se întâmplă în Ucraina, ce planuri sunt și încercăm să facem niște analize de risc pentru anul viitor. Ceea ce vedem noi este că războiul din Ucraina, din păcate, va continua în 2023. Deci el nu se termină în 2022. Este un risc care ne afectează și pe noi și care va continua în 2023. Și așa cum vedem noi, Federația Rusă va încerca o nouă ofensivă spre vest. Ofensiva spre vest presupune că au un obiectiv clar încotro sau cum vor să continue lupta. Și acest obiectiv ei l-au setat încă din 24 februarie. Și acest obiectiv nu a fost schimbat de atunci până azi. Și obiectivul Federației Rusiei de a continua ofensiva spre vest pe tot teritoriul Ucrainei rămâne valabil pentru ei. Da. Și asta ei l-au declarat în continuu, inclusiv în diferite declarații publice care le-au făcut. Respectiv, este logic să deducem și informația care o deține Serviciul de Informație și Securitate împreună cu partenerii indică asupra faptului că în 2023 putem să ne așteptăm cu probabilitate înaltă la o nouă ofensivă pe teritoriul Ucrainei spre vest. Ori asta au vorbit-o și colegii de la Kiev în enumerate ori, asta au vorbit și alți parteneri de-ai noștri din alte state despre perspectivele războiului din Ucraina. Și 2023, din păcate, războiul rămâne cea mai importantă vulnerabilitate, cel mai mare risc în adresa Republicii Moldova, Ucrainei, a regiunii în general. Da. Domnule director, rămâne pericolul militar dinspre Transnistria o amenințare la adresa Republicii Moldova și anul viitor? Doamna președintă Maia Sandu a declarat recent că, din păcate, trebuie, așa cum ați menționat și dumneavoastră, trebuie să ne pregătim de un război de durată care nu se va încheia, din păcate, curând. Ce evaluare are SIS pe acest aspect?
Cu referire la Transnistria, asta a fost întrebarea. Deci regiunea transnistreană rămâne un punct destul de calm, având în vedere situația din regiune. Noi monitorizăm foarte atent, există dialog pe platforma Biroul Politic de Reintegrare, unde se discută diferite aspecte, vedem și un nou contract cu livrare de energie electrică, da, care s-a semnat. Deci, între ambele maluri există dialog. Asta e important. În soluționarea oricărui conflict trebuie să existe dialog. De aceea, din punctul nostru de vedere, analiza noastră arată că în Transnistria, chiar dacă sunt prezente forțe militare ruse staționate ilegal acolo, situația rămâne destul de calmă la acest moment și previziunea noastră că pe moment așa va fi încă câteva luni înainte. Da, deci nu ne așteptăm la surpriză, nu, în principiu, dumneavoastră specific, monitorizați atent situația. Da, specific în Transnistria situația este destul de calmă. Ceea ce am declarat și azi și am vorbit acum mai devreme ține de cum ar putea să desfășoare situația pe frontul din Ucraina, pe frontul militar convențional de acolo din Ucraina. Da. Știm că din studiile Academiei de Științe, puterea celor 20.000 de tone de muniții depozitate la Cobasna, în acel depozit de pe vremurile sovietice, ar fi cam de 10 kilotone. Dacă ar face o comparație, bomba de la Hiroshima a avut vreo 12 kilotone în puterea de explozie. Dar am văzut, așa, după cum știm, și rachete care au zburat pe acea traiectorie pe deasupra depozitului de la Cobasna. Ce fel de pericol reprezintă acest depozit? Și depozitul de la Cobasna, din păcate, nimeni nu poate spune cu certitudine exact cât este acolo, ce este și în ce stare se păstrează. Un depozit de muniție are anumite condiții de păstrare. Cum se păstrează ele acolo, nu știm. Din păcate, misiunile sau tentativele de a avea misiuni OSCE în acea regiune nu s-au soldat cu succes. Cred că în 2006. Ultima evaluare s-a făcut mulți ani în urmă. Da. Nu cunoaștem exact sau bine la nivel de OSCE și de misiuni internaționale. Nu s-au mai făcut alte procese de tipul ăsta. Respectiv, un astfel de depozit cu o cantitate mare de muniții reprezintă un pericol în sine. Pentru că dacă nu sunt respectate condițiile de păstrare, ar putea avea loc o deflagrație de la chestii foarte, foarte simple. La moment, din analiza noastră, din informația noastră, munițiile de acolo sunt păstrate într-un anumite condiții care cât de cât să fie ferite de factori externi care ar putea influența stabilitatea lor. O astfel cantitate de muniții în regiunea transnistreană, având un război nu departe de hotarele noastre, iarăși e un pericol pentru că multe persoane și-ar dori să le ia de acolo și să, poate să le vândă pe piața neagră. Da. Părțile implicate în conflict ar dori să-și atribuie lor aceste muniții. Deci, astfel de muniții trebuie păstrate sub un control internațional foarte bine instituit, cu anumite mecanisme. În acest sens se fac diferite apeluri pe platforma, iarăși, Biroului de Reintegrare pentru a avea o monitorizare acestei regiuni. Și știm că o parte din aceste muniții au și termenul de expirat, de valabilitate, deci, ca să spun așa. Da, deci trebuie stau acolo de peste 30 de ani. Și de peste 30 de ani în principiu cam orice expiră, exact, da, în termen. Și știu că la grenadele de mână era o problemă, vorbeam cu specialiștii și acele cuie pot... un mare pericol. Orice muniție păstrată peste 30 de ani, în anumite condiții necunoscute de principiu pentru specialiști, pentru comunitatea internațională, prezintă un pericol. Da. Deci pornim de la asta. Da, domnule director, am văzut în 2023 pentru prima dată o mărire a bugetului cu 70% la Ministerul Apărării. Dar vreau să vă întreb dacă actualul buget al SIS este unul suficient și dacă ar putea crește la fel, de exemplu, ca cel al Ministerului Apărării, direct proporțional cu amenințările la care este supusă astăzi Republica Moldova. Ați discutat și acest aspect cu decidenții politici? Deci bugetul SIS-ului pentru anul 2023 va rămâne cel similar cu cel din 2022. Deci nu avem nicio creștere, nicio scădere, e un buget. Având în vedere mărimea instituției, sarcinile care sunt stabilite, aș spune eu ok la moment. Da. Chiar dacă avem o creștere de riscuri în regiune, dar ele sunt mai mult riscuri militare, de aceea este bine că Ministerul Apărării a primit această creștere.
Și urmează ei să valorifice corespunzător acești bani. V-ați fi dorit și dumneavoastră mai mulți bani? Orice instituție publică își dorește mai mulți bani din buget, dar important e că noi banii ăștia să-i valorificăm corespunzător. Deci un management eficient a fondurilor arată rezultate destul de bune, chiar dacă el nu-i cel mai mare. Da. Domnule director, un fost director al Serviciului de Informații Externe de România spunea cu mulți ani în urmă în cadrul unui interviu că un stat are informații de calitate pe măsura investițiilor în acest domeniu extrem de delicat. Credeți că o infuzie de bani și la SIS ar spori gradul calitativ al informațiilor pe care le furnizați către decidenții politici? Pe lângă alocarea de buget, există și capacitatea de absorbție, hai să o numim așa. Deci atunci, buget mai mare înseamnă că noi trebuie să avem capacitatea de a-l gestiona bugetul ăsta și de a-l valorifica în justa valoare, până la ultimul bănuț, valorificat corect, eficient și în scopurile serviciului. De aceea, noi la moment ne concentrăm eforturile pentru a fi mai eficienți în activitatea noastră și pentru utilizarea mai eficientă a fondurilor care le avem, și să o luăm pas cu pas. Ori în anul 2023 pe noi ne așteaptă mai multe procese interne, dar niște schimbări interne în parte de reformă la care lucrăm acum. Și după ce vom face această restructurare internă, când ne vom concentra strict pe obiectivele noastre, sperăm că vom avea și modificarea legislației cu referire la SIS și atunci vom putea vorbi despre o creștere a bugetului, pentru că vom ști cu siguranță că pe intern avem capacitatea să utilizăm acest buget eficient. Da. Domnule director, aș vrea să discutăm puțin, sau de fapt mai pe larg, despre acest pachet de legi pe care le propuneți și care au fost înregistrate în Parlament. Care sunt principalele prevederi și care sunt zonele unde se dorește umplerea unor goluri? Într-adevăr, sunt trei proiecte de legi înregistrate în Parlament de către un grup de deputați. Autorul la baza care stă la baza scrierii acestor proiecte de legi este Serviciul de Informații și Securitate. Vorbim în primul rând de o nouă lege a SIS-ului, da. Care în esență e o rescriere a legii actuale, în care s-a amblat foarte des în multe puncte mărunte și atunci a fost nevoie de făcut o regulă și o logică juridică în acest document. Legea respectivă nu lărgește și nu îngustează competențele SIS-ului, ba din contra face o claritate pe ce trebuie să se focuseze Serviciul de Informații și Securitate. A doilea proiect de lege este o modificare a legii prin statutul ofițerului. Da. Ori, iarăși, merge în tandem cu prima, pentru că ofițerii sunt resursa principală a serviciului. Și atunci, iarăși, trebuie să facem mai multe clarificări și mai multe corectări în această lege. A treia lege este o lege conceptual nouă. Și anume, cuvântul cheie este conceptual, pentru că ține de activitatea contrainformativă și informativă externă. Da. Din păcate, și cu regret, până acum în Republica Moldova nu a mai existat o astfel de lege, dar este o practică internațională ca serviciile speciale să aibă o reglementare juridică specifică activității sale, de contrainformații sau un de informații externe. O autonomie, ca să nu mai depindă atât de mult de e o autonomie, dar și însăși din punct de vedere a scopului pe care și-o stabilește un serviciu special, de prevenire a riscurilor, impune un cadru special. O reglementare specifică. Atunci, activitatea contrainformativă, că aici e cel mai detaliat, e un proiect de lege destul de gros, așa, destul de mărișor și complex. Da. Da, deci s-a muncit. Anume pentru că stabilește cadrul și stabilește mecanismele de control și de contrabalanță. Pentru că orice drept pentru serviciu de a desfășura anumite activități trebuie să vină cu un instrument de control și de contrabalanță pentru a nu permite abuzuri. Aia e important, foarte tare. Conform proiectului de lege, Serviciul de Informații și Securitate va putea desfășura măsuri contrainformative și aici foarte atent vreau să subliniez cu autorizarea judecătorului. Așa. Deci Serviciul de Informații și Securitate, colectând un set de date primare în care vede că are nevoie de anumite măsuri contrainformative, măsurile contrainformative ar presupune anumite acțiuni orientate către o anumită persoană, colectare de date despre persoană, activitatea ei, entitate juridică, etc. Da. Adică, mai pe românești așa, filaj, ar putea fi și interceptări și filaj și utilizare tehnică specială, etc. Investigații sub acoperire. Deci e o listă întreagă de activități. Măsuri, da? Atunci, în baza unui raport detaliat din partea serviciului, cu semnătura directorului, după toate verificările interne, merge la judecător.
la judecător de instrucție care care are rol și în orice societate democratică judecătorul este cel care pune în balanță argumentele. Da, da sau nu ne-a autorizat ceva. Va vedea toată informația și atunci va lua decizia de a oferi acest mandat judecătoresc serviciului ori nu. Dacă judecătorul spune da, atunci noi putem iniția anumite măsuri de contrainformative. Raportarea despre activitatea acestor măsuri se face tot către judecător. Ori ele expiră la o anumită perioadă și noi trebuie să-i informăm judecătorul nu, dacă nu ce am făcut. Da. Cercetare. Un element important e dacă să facem o delimitare între ce face serviciul de informații acum și cum propunem noi să se desfășoare. La moment, pentru a desfășura astfel de măsuri, tot cu autorizarea judecătorului, trebuie inițiat o cauză penală. Aha. Cauza penală este dusă de către un procuror. Deci așa spune codul de procedură penală, așa spune legea numărul 59 privind măsuri speciale de investigație. Se constată elemente ale unei infracțiuni, iar elementele unei infracțiuni înseamnă că infracțiunea s-a produs deja. Sau este în proces de realizare. Se merge la procuror care inițiază o cauză penală. Ulterior, în cauza penală, se pregătesc documente pentru judecător pentru a autoriza anumite măsuri. La ziua de azi se numesc măsuri speciale de investigație. Da. Ceea ce propunem noi, și pentru că, iarăși, conceptual schimbăm optica și noi nu investigăm infracțiuni deja realizate, da, dar colectăm date pentru a preveni astfel de acțiuni, exact, în special cele care țin de trădare de patrie, spionaj, activitatea unor organizații neconstituționale, extremiste, finanțare de terorism, activitate teroristă. Deci multe acțiuni de tipul ăsta. Și se va face strict cu implicarea judecătorului. Și atunci judecătorul este cel care pune în balanță argumentele noastre. Acum, judecătorul, iarăși, în lege este foarte bine descris. Judecătorul are instrumente. Atunci când vede că noi, în viziunea lui, am depășit anumite limite, informează procuratura. Iar procuratura exercită controlul judiciar. Vine și verifică ce am făcut noi, ce facem, cum desfășurăm măsurile contrainformative. Deci procuratura ca instituție, care are rol de a verifica activitatea serviciului din punct de vedere a legalității și corectitudinii, rămâne. Da. Dar rămâne ca instrument de verificare, nu ca și participant în proces. Ori în legea procuraturii scrie, procuratura investigează infracțiuni, nu prevenție de infracțiuni sau de acțiuni contra... Deci, practic, veniți contra... să completați slujba dânșilor pe partea de prevenție. Da, da. Și atunci când noi colectăm, iarăși încă o preconcepție legată de acest proiect de lege, atunci când noi o să avem informații despre o infracțiune realizată, în procesul de colectare de date s-a colectat informații privind o infracțiune, ea va fi transmisă procuror. Și procurorul mai departe va duce cauza penală, cu implicarea noastră sau nu, depinde deja la decizia procurorului, în a acumula probe pentru dosar. Ori informația acumulată în procesul de realizarea măsurilor contrainformative nu reprezintă probă în instanță. Și asta e un element foarte important pentru a respecta drepturile cetățenilor. Asta nu reprezintă probă în instanță. Ori dacă noi colectăm suficient material despre o infracțiune comisă, aceeași trădare de patrie, de exemplu, pentru ca persoana să fie documentată, deci investigată corespunzător, oricum, ulterior, o vom transmite procurorului. Dacă am întârziat noi partea de prevenție, da, o vom transmite procurorului, procurorul împreună cu noi va duce cauza mai departe deja ca și o cauză penală. Și atunci acolo se vor acumula probe care ulterior vor merge în instanță. Și cum, aveți vreun feedback? A intrat în dezbatere publică, dacă nu mă înșel, aceste proiecte, nu? Da, aveți vreun feedback din partea societății civile? Deci noi am avut săptămâna trecută am avut o dezbatere la Parlament, anunțată de către Comisia Parlamentară de Profil. În paralel am mai avut consultări cu societatea civilă, cu jurnaliștii, cu mediul academic, la noi, la sediul serviciului. Am invitat persoanele să se expună în prealabil. Am avut discuții. Sunt propuneri destul de bune, unele la care noi fiind avem o optică. Lumea care privește din afară are o altă viziune. Sunt unele propuneri destul de bune care vor fi luate în considerare și deja în proces de amendament legislativ se vor face ajustări la proiectul de lege. Invit toți cei interesați să downloadeze de pe site-ul Parlamentului proiectele de legi, să le citească,
să facă propuneri și să le expedieze în adresa Comisiei Parlamentare, care, cu care împreună vom sta și vom face tabelul divergență, vom vedea toate propunerile și vom ajusta. Deci nu este nicio chestie în secretomanie, faceți absolut deschis acest... Nu, e absolut public, îi invit pe toți să monitorizeze site-ul Parlamentului, să vadă care acolo sunt deja și avizul de la CNEA, sunt avizul de la alte comisii parlamentare, avizul guvernului urmează să vină, deci se trece în proces ordinar. Toată lumea este invitată să vină să facă... Mai mult sau mai puțin o premieră pentru SIS. Nu mi-amintesc să fi fost chiar așa de deschis la dialog cu societatea. Este un lucru normal într-o societate democratică. Asta, noi vrem să fim și trebuie să fim un serviciu care servește în interesele democratice ale Republicii Moldova. Da. Domnule director, aveți aproximativ 6 luni, cred, aproape 7 luni în fruntea SIS și ați venit pe o situație extrem de dificilă. Care sunt realizările de etapă din acest an și ce vă propuneți în sensul reformelor pe care știu că vreți să le faceți în cadrul SIS pentru anul viitor? Greu de spus ce s-a realizat, ori multe lucruri sunt încă în proces, fiind destul de complexă. Deci, în primul rând, iarăși, dacă vorbim pe partea de reformă, cred că aici o să mă axez mai mult, am realizat un audit instituțional. Deci, am mers cum stau lucrurile. De sus până jos, să vedem cum stau lucrurile, unde avem lacune, unde sunt probleme, ce nu funcționează și inclusiv cu o serie de propuneri cum ar trebui să ne schimbăm noi pe intern. Procesul ăsta s-a finisat acum o lună, aproape 2 luni în urmă. L-ați făcut dumneavoastră? A fost un proces intern. Intern, având în vedere sensibilitatea informației, nu putem merge în afară. Nu puteți angaja auditori externi, da. A fost unul intern, dar a fost unul destul de larg, cu implicarea mai multor ofițeri. A fost o echipă întreagă care a lucrat câteva luni la rând și eu sunt mulțumit de rezultat. Chiar arată destul de bine unde sunt lacunile și problemele. Ori, la baza, deci acest document de raport de audit instituțional, să-l numim, stă la baza unui concept de reformă instituțională. Concept la care lucrez de câteva săptămâni. E practic gata, urmează, acum facem o mică consultare pe intern cu colegii, după care va fi prezentat doamne președinte, așa cum se cuvine, și va fi o discuție cu dumneavoastră. Ulterior vedem unde mai trebuie să ajustăm și care e direcția clară de reformă, cu ideea ca de la 1 ianuarie să începem a implementa acei pași de reformă. Acum, ce se va schimba? Da, asta vreau. Deci primul punct și de fapt prima constatare în auditul instituțional scrie foarte clar. Este nevoie de un refresh, de un update la legislație, de o reînnoire a legislației. E fiind una destul de veche, uneori depășită și neconformă pentru un serviciu special, da? Cu activitate contrainformativă. Și atunci, primul pas care noi deja l-am făcut, am expediat în Parlament, știind că durează procesul legislativ, l-am expediat în Parlament pentru a fi public pentru dezbateri și totodată a fost expediat și Comisiei de la Veneția. Și aici o să lucrăm destul de mult. Deci partea publică va fi mai mult pe aspecte legislative. Da. Ulterior, după modificarea cadrului legal, va fi modificat cadrul normativ intern, care el este racordat la legislație. Și atunci o să facem corectările și ajustările interne. Avem câteva sute de documente interne care reglementează foarte multe aspecte și uneori sunt prea multe și prea complexe, că trebuie să le mai ajustăm la noile realități. În al treilea rând, va fi cumva o concentrare mai mare pe activitatea contrainformativă. Deci asta e activitatea de bază a serviciului, activitatea contrainformativă și informativă externă. Și de aici derivă toate acțiunile care trebuie să le facem noi. Și atunci o să încercăm să focusăm resursele pe care le avem strict spre obiectivele noastre. Iar pentru asta e posibil, va fi o reformă, vom avea anumite restructurări a unităților, subunităților interne, a direcțiilor de profil, crearea unor noi direcții, iarăși, e un proces la care ne gândim acum, care ar fi cea mai bună viziune asupra restructurării interne. Deci sunt mai multe idei pe masă, stăm și analizăm avantaje și dezavantaje. Da, care ar fi cea mai bună soluție. Domnule director, dacă ar fi să alegeți un model de serviciu de inteligență din Occident, care credeți că s-ar potrivi cel mai bine SIS-ului și care ar fi argumentele în acest sens? Bună întrebare. Având în vedere că în Republica Moldova există o singură instituție care se ocupă și de activitatea contrainformativă, deci internă, națională,
și cea informativă externă. Ori în majoritatea cazurilor în lume, aceste activități sunt divizate în două instituții separate. Da. Una care se ocupă de... Deci, cum e România, SIE cu SRI, exact, de exemplu. Exemplu României, SIE în afara țării, SRI în interiorul țării. De aceea, un singur exemplu e destul de complicat să avem. Pe lângă toate, în multe instituții, activitatea de contrainformații militare, iarăși ar fi o instituție separată. Ministerul Apărării, așa? Da, fie Ministerul Apărării, sunt diferite. Ministerul Apărării. Exact, dar sunt diferite experiențe. Ce am făcut noi în procesul de... Cât s-a lucrat la proiectele de legi, ne-am uitat la foarte multe țări. Și la cazul României, și cazul Ucrainei, la fel. Și cel al Croației, și Germaniei, și Franței, și Marii Britanii. Statele Baltice e un exemplu destul de bun, pentru că în Lituania e ceva similar cu noi. O instituție care acoperă ambele domenii, cu excepția părții contrainformații militare. Ne-am uitat la ei. Cum e structurată, cum e aranjat legislația, cum răspund ei la diferite provocări. Atunci am luat elemente din mai multe părți. Ori e greu să iei un model și să-l aplici. Ori Republica Moldova nu seamănă cu alte țări. Absolut. Și contextul în care suntem noi nu e chiar același. De aceea e greu să spun un model. Am luat din mai multe țări. Chiar și din Croația s-au luat unele exemple. Ați găsit părți bune care pot fi implementate aici. Deci Croația, Germania, Franța, România, Ungaria, mici elemente, țările Baltice, un pic Ucraina, un pic Polonia. Deci ne-am inspirat din foarte multe exemple de cum poate și trebuie să fie structurat un serviciu de intelligence și ne-am uitat la studiile internaționale, cele care sunt special pe acest profil. Da. Există organizații internaționale specializate care au făcut mai multe analize la acest subiect și au arătat bunile practici. Deci modelul lituanian s-ar potrivi dacă ar fi... Cel mai aproape de noi, așa. Punem așa un punct, da. Domnule director, ce ne puteți spune despre relația serviciilor cu serviciile omologe din Ucraina și care este relația SIS-ului în prezent cu acestea? Știm că în trecut au fost unele fricțiuni create în special de acel episod de tristă amintire, ca să spun așa, despre răpirea judecătorului ucrainian Ciauș, care se ascundea de autoritățile ucrainiene la Chișinău. Deci, relația care avem acum cu serviciile partenere din țările vecine este una foarte bună. Asta e un lucru important. Asta a fost unul din obiectivele care mi le-am pus chiar în primele luni de mandat. Să mă asigur că noi avem comunicare și coordonarea eforturilor cu vecinii. Ori, pericolele care ne pasc sunt regionale. Ele afectează, da, războiul se desfășoară strict în Ucraina, dar ne afectează pe toți. Și atunci este important să ne coordonăm eforturile pe mai multe paliere. Există cea mai clasică și simplă cooperare între servicii, ține de pericolele transfrontaliere. Da. Aici include și crimă organizată, traficul de produse ilicite, inclusiv arme, deci multe, multe chestii. Și atunci e important să avem comunicarea asta și schimbul de date foarte rapid. Al doilea subiect este lupta contra terorismului, deci un alt aspect de cooperare internațională foarte des utilizat de către servicii. Ori asta e iarăși un pericol internațional, deci transfrontalier iarăși. Având în vedere războiul care se întâmplă și faptul că același factor de risc ne afectează pe toți, avem și o comunicare foarte bună pe aspect contrainformativ. Care pericole, ce se întâmplă în diferite țări. Deci comunicați cu dânșii tot timpul, sunteți în comunicare. Deci avem un comunicare atât la nivel de conducere a serviciului, cât și la nivel operațional atunci când este nevoie de cooperat împreună. Da. Deci v-ați întâlnit cu unii dintre șefii serviciului? Chiar am fost la Kiev, personal m-am întâlnit cu conducerea la toate patru din serviciile de intelligence în Ucraina, o țară mare, are patru servicii diferite. Da. M-am văzut cu toată lumea, era într-o zi în care Kievul era bombardat și toate întâlnirile au avut loc în subsoluri și în zone sigure.
Dar asta e realitatea în care trăim, trebuie să ne asumăm. Deci cumva s-a obișnuit cu acest mod de lucru, da, pentru da, dânsi și nu mai e ceva ieșit din comun, din păcate. Din păcate, oamenii s-au învățat să trăiască acolo în aceste condiții. În paralel, am fost și la București, m-am întâlnit cu conducerea serviciilor din România. Chiar asta era următoarea întrebare, să vă întreb despre relația cu SIE și SRI. Asta și vă spuneam, țările vecine, prioritar. Da. Apoi am mergeți cumva pe această politică și a doamnei Sandu. Știm că prima vizită a fost la Kiev, după aceea a venit domnul Iohannis, dacă nu mă înșel, la Chișinău. Nu neapărat am încercat să relații bune cu vecinii, da. Nu, da, exact, nu asta a fost scopul, să repetăm pașii, dar în primul rând, relațiile cu vecinii. Dar trebuie să aibă și o logică, exact, cumva, da. Doi, cred că m-am întâlnit aproape cu jumătate din conducătorii serviciilor din statele membre UE. Da. Ori Republica Moldova fiind țară candidat, o cooperare mai strânsă cu serviciile din spațiul comunitar devine un pas firesc. Și atunci a trebuit să facem mai multe întâlniri, să ne întâlnim, să ne cunoaștem, să stabilim canale de comunicare între serviciile noastre. Și au fost platforme multilaterale, bilaterale, cu care m-am văzut cu mulți dintre ei. Da. Domnule director, o să revin puțin și să vă întreb cum apreciați mai pe largă relația cu serviciile de informații românești. Ați avut întrevederea atât cu șeful SRI, domnul Eduard Helvet, cât și cu cel al SIE, domnul Vlase, da? Poate ajuta experiența României în acest domeniu și cât de sudată este colaborarea dintre instituțiile omologe din România și Republica Moldova? Avem o colaborare, în primul rând, de lungă durată. Deci nu am inițiat-o eu, dar ea durează ani de zile la rând. În primul rând, în al doilea rând, colaborarea e destul de intensă, ori avem o frontieră, avem foarte mult tranzit între țările noastre, avem foarte multe pericole care sunt comune pentru ambele țări. De aceea, conlucrarea cu colegii din România este una chiar la nivel operațional, destul de detaliată. Pe de altă parte, colegii din România au trecut prin câteva procese de reformă. Ori, în cazul dat, exemplul lor sau experiența lor este utilă pentru noi atunci când suntem noi într-un proces de reformă. Și am avut câteva schimburi de opinii, ce nu a mers la ei sau unde, care au fost greșelile care... Poate le-au văzut ei și merită să atragem și noi atenția în acest sens. Exact. Și în acest context, experiența de reformă în România este una benefică și utilă pentru noi și ne bucurăm pentru că avem o colaborare și pe acest aspect. Da. Domnule director, vreau să vă întreb în continuare, la începutul acestui război, SIS a început lupta cu dezinformarea prin închiderea acestui site Sputnik, una dintre portavocile regimului de la Kremlin. La finele săptămânii trecute au fost suspendate licențele a 6 televiziuni din Republica Moldova, care retransmiteau sau transmiteau propagandă rusă și distorsionau uneori realitățile din Republica Moldova, Ucraina și Occident. Cum evaluați dumneavoastră închiderea acestor televiziuni? Este un act de sanitar, de curățare a sistemului informațional al Republicii Moldova sau este unul de cenzură, așa cum spun o parte dintre dintre actorii politici de la Chișinău? Deci, în primul rând, de la începutul războiului, prin decizie CSE, serviciul a fost abilitat să monitorizeze spațiul informațional online. Și după caz, în cazul în care vede dezinformare sau manipularea opiniei publice pe larg, să solicite blocarea unor site-uri. Și au fost blocate multe site-uri, nu doar cel despre care v-ați revenit. Asta fiind unul din exemplele cele mai... unul din exemplele cele mai puternice, concludent, s-au închis mai multe portaluri, s-au făcut mai multe demersuri, chiar ultima, cred, câteva săptămâni în urmă a mai fost câteva exemple de tipul ăsta. Ce ține de TV, acolo există anumite reglementare, există Consiliul Audiovizualului și decizia de săptămâna trecută despre care vorbiți dumneavoastră a Comisiei pentru Situații Excepționale a fost una gândită, analizată foarte, foarte atent. Ori împreună cu Consiliul Audiovizualului, noi, ambii având analizele noastre la acest subiect, ne-am uitat atent. Și asta a fost un criteriu important, să vedem care au fost concluziile Consiliului Audiovizualului parcursul anului 2022. Deci, în special după 24 februarie, când
propaganda și dezinformarea a luat cote noi, deci s-a intensificat proporțional cu războiul. Și atunci am analizat să vedem dacă CEA a constatat mai multe episoade de încălcare a codului audiovizualului prin manipulare, dezinformare, prezentare eronată a informațiilor la nivel național, despre evenimentele la nivel național, cât și cereri regionale care sunt de război. În paralel, ne-am uitat și la alți factori. Unu, dacă companiile care dețin aceste posturi ar fi în lista de sancțiuni internaționale. Așa, generic numită da. Lista de sancțiuni, ori denumirea e un pic mai lungă și mai complexă. Trei, dacă analiza serviciului cu referire la anumite posturi TV arată aceiași indici de dezinformare și manipulare a opiniei publice, iarăși, când toți factorii ăștia s-au pus cap la cap, atunci am ajuns la această listă de 6 posturi TV care, în opinia și a serviciului și a CEA-ului, au avut cele mai grave abateri de la normele codului audiovizual. Cu alte cuvinte, mai sunt și altele, dar mai puțin. Bine, astea au fost 6 principale. Deci, iarăși, vorbim de un cumul de factori. Da. Nu e vorba doar de deciziile CEA sau doar de lista asta, așa numită generic, de lista de sancțiuni, dar un cumul de factori. Și la ședința CSE, atât noi cât și CEA am argumentat prin mai multe puncte de ce considerăm judicioasă o astfel de decizie. Iar ea are un singur scop, de a proteja spațiul informațional al Republicii Moldova de manipulare și dezinformare, de a proteja cetățenii Republicii Moldova de foarte multe episoade de prezentare eronată sau distorsionată a evenimentelor din țară și din regiune. Deci e important. Și din țară, și din regiune. Și războiul, da. Și evenimentele naționale. Ori dacă ne uităm facem așa o analiză a deciziilor CEA, o concluzie a fost destul de ușor de tras. E o încălcare sistemică, repetitivă a normelor codului audiovizual. Și atunci, da, dacă e sistemic, deci odată ai fost sancționat, a doua, a treia oară, dar dacă ești sancționat de 17 ori, atunci de 7 ori, de 10 ori, atunci e o chestie premeditată. De rutină, da, pe care o faci. Eu încălcare, eu defaimare a legislației. Da, pentru că s-a creat așa impresia că decizia a venit cumva din neant și nu s-au dat, nu știu, avertizmente sau s-a mers treptat. Deci, după cum ne spuneți, în cazul uneia dintre televiziuni, au fost 17 încălcări repetate. Iarăși, astăzi am văzut că Consiliul Audiovizual a făcut și un briefing de presă în care a dat statistică și detalii la acest subiect, a explicat. Deci nu este un act de cenzură. Cu siguranță nu este un act de cenzură. Este un rezultat unui proces analitic destul de profund în care s-au pus cap la cap mai mulți factori, în care s-a venit cu argumente și s-a demonstrat o încălcare sistemică, repetitivă a codului audiovizual. Iar asta e, cred că, un lucru foarte important. O încălcare, două, trei încălcări, e unul. Când se încalcă sistemic, 17 ori, atunci e o chestie, scuză, trebuie da. Să ne uităm foarte atent la lucrul ăsta. E o defaimare a legislației. Deci e un lucru făcut premeditat cu anumite scopuri. Da, și faptul că unele dintre aceste televiziuni au și acționariat cetățeni ruși. Și acționariat persoane care s-au... Care se schimbă tot timpul, nici noi și nouă ne e greu să ținem pasul. Ce apropo, da, în primul două... Moldova cred că a avut vreo 3-4 schimbări numai în ultimul an de acționare. Exact. În două cazuri, sancțiunile date de Consiliul Audiovizual, două sau un caz și îmi pare că doi, s-au dat exact pentru faptul că s-au schimbat acționarii fără respectarea procedurii exact. Prevăzute de codul da. Audiovizualului. Deci măcar nu au anunțat că sunt alți proprietari. Se schimbă în capăt da. Și bun, aici sunt proceduri, este legislația, e trebuie respectată. Dacă toată lumea o respectă, bine mersi, se lucrează și nu există niciun fel da. de sancțiune. Ori dacă se încalcă repetitiv, asta e un lucru important, repetitiv s-a încălcat și nu doar în raport cu dezinformarea privind războiul, dar e și asta deci inclusiv război, dar și evenimentele naționale. Atunci când toate sunt puse cap la cap, iată, am ajuns la această decizie. Din păcate, codul audiovizualului prevede o procedură de suspendare, ulterior retragere a licenței, da. Care durează foarte mult timp. Foarte mult, cred că 2 ani de zile. Și este foarte complex. Ori noi da. Suntem în stare de război. Stare de război din regiune care ne afectează pe noi. Avem acțiuni hibrid care se desfășoară în Republica Moldova cu intensitate care nu s-a mai văzut din 90 încoace. Da.
Mulți au și întrebat ce au trebuit 10 luni să fie închise. Exact. Bine, iarăși pentru că vrem să fim corecți și să ne asigurăm că monitorizăm și avem... Deci clemența a fost exact. Răbdare. Răbdare, ne-am uitat, am analizat, s-au văzut toți pașii și s-au dat avertizări și s-au dat amenzi și s-au făcut prevenții inclusiv. Și știu că amenzile erau ridicole, unele erau mititele, adică pentru... Da, de 7.000, dacă eu aș fi un post 5.000, care aș face propagandă și amenda este de 250 de euro, aș și zâmbi. Amenda pentru schimbarea acționariatului fără respectarea procedurii era de 5.000 de lei. Dacă, ridicole, dacă nu greșesc. Cred 250 de euro, dar să nu se minte grosomodo cam care era amenda de la CEA. Dar, domnule director, ce putem face în cazul internetului, care este mai greu de controlat informațional și am observat că există o tendință cumva de migrație a dezinformării de pe media clasice în această zonă de internet și cu precădere această rețea de socializare Telegram, care după cum știm are tot un acționariat rusesc, iar moderarea lipsește cu desăvârșire. Știu că este un subiect extrem de sensibil, cenzurarea internetului, dar ce este de făcut în acest sens? Aveți dreptate. În Republica Moldova, internetul sau spațiul informațional online nu este reglementat. Ori aici este o lacună legislativă care trebuie să discutată, găsit o soluție. Sunt mai multe exemple în țări europene cum s-a făcut acest lucru, de unde încercăm și noi să vedem bunele practici și să se discută pe platforma parlamentară. Deja sunt mai multe inițiative la acest subiect, o să vedem pe care se va merge. Dar spațiul internet este foarte mare ca și volum de lucru, de monitorizare, de identificare, analiză. Acolo unde serviciul de informații reușește să facă față, sunt diferite site-uri care publică informații manipulatorii, dezinformare, propagandă și atunci intervenim pe lângă... Cu site-urile e mai ușor. Pe lângă anumite instituții de stat pentru a le bloca. Iarăși, dacă se instalează un VPN, ne dăm seama că ele se blochează pentru acces din Republica Moldova. Ori aici e jurisdicția noastră pe care noi putem să o aplicăm. Ce ține de platformele de socializare, majoritatea din cele mari, Facebook, Instagram, Twitter, da. Facebook, Google, pentru că YouTube, Twitter, au platforme de monitorizare și respectiv își gestionează conținutul. Sunt anumite, fie că e artificial intelligence, fie că sunt persoane care stau și monitorizează. E o platformă pe care poți raporta. Este o platformă de interacțiune cu organele de drept sau cu serviciile speciale din diferite țări. Iarăși, sunt destul de cooperanți. Uneori mai greu, uneori mai rapid, dar cooperați. Inclusiv și TikTok și toți. Când vine vorba de ceea ce ați menționat dumneavoastră, Telegram. Această platformă este, cred că, una din cele mai puțin cooperante. Ori moderarea lipsește, oferă un grad înalt de anonimitate. Da. Ceea ce este pe larg utilizat de către cei care creează și furnizează foarte multă dezinformare. Noi aveam așa o vorbă pe intern. Acesta e Darknet adus la mâna utilizatorului simplu. Deci Darknet de regulă are nevoie de niște cunoștințe speciale avansate IT. Telegram îți oferă asta în doi timp și trei mișcări. De aceea, da, noi încercăm să facem apel către companii, expedim scrisori, încercăm să arătăm că, uite, se produce dezinformare prin aceste canale, prin acest user, etc. Să intrăm în cooperare cu compania respectivă. Ați avut un feedback? Ați reușit să fii contactat? Încă nu. Da. Și nu e doar o problemă a Republicii Moldova, deci e o problemă la nivel internațional, am discutat și cu parteneri. Și partenerii spun că au aceeași problemă. Da. Și cred că la un moment dat deja e un efort comun internațional în a face apel către această companie pentru a reglementa un pic lucrurile. Da. Este libertatea de exprimare și este propaganda și dezinformare. Sunt două lucruri care trebuie delimitate și trebuie făcute o claritate aici. Da. Domnule director, am avut recent un scandal apropo de această rețea Telegram. Vreau să vă întreb și pe dumneavoastră cât de veritic este și cât este fabricat acel conținut din discuțiile private care au apărut în spațiu public și dacă dumneavoastră de la SIS faceți anumite training-uri cu demnitarii despre cum anume să-și securizeze mai bine sistemul de comunicație. Deci, în primul rând, trebuie să înțelegem că acele erau conturi personale utilizate pe telefoane personale ale persoanelor respective. Nu erau
conturi sau dispozitive oferite de serviciu, guvernamentale și așa mai departe. Deci aici facem o mică delimitare și respectiv ține de responsabilitatea fiecăruia să-și asigure securitatea cibernetică. Și până și după, serviciul a făcut mai multe apeluri în acest scop, în special după, persoanele au devenit mai interesate despre igiena cibernetică și cum să se protejeze. Noi am dat o serie de recomandări. Ori asta putem face atunci când e vorba de chestie personală. Să recomandăm persoanelor să fie foarte atenți, iar discuțiile de serviciu să fie purtate prin linia guvernamentală telefonică. Care e securizată. Și este ținută de către Serviciul de Informații și Securitate, criptată, deci noi ducem răspundere pentru această linie. Ce ține de veridicitate sau nu, cred că trebuie să discutați cu persoanele respective sau să vă adresați organilor de drept. Nu se află în gestiunea, și nu este în competența serviciului. Domnule director, aș vrea să vorbim puțin și despre pericolele interne de destabilizare prin aceste proteste plătite de către oligarhii fugari din Republica Moldova. Există semnale că sau deține SIS informații că Rusia ar fi implicată în aceste proteste, așa cum a susținut recent și cotidianul american Washington Post? Deci, Serviciul de Informații și Securitate are multe date despre mai multe evenimente care fac parte din ceea ce nu e război hibrid. Și toată lumea vorbește război hibrid, dar trebuie să înțelegem că războiul hibrid are mai multe elemente, mai multe episoade care se desfășoară în paralel și se completează una pe alta. Și aici vorbim și de aspecte pe domeniul securității energetice, aspecte economice, aspecte dezinformare și respectiv unele tentative de destabilizare socială. Atunci când se analizează tot spectrul la un loc și se face o analiză de ansamblu, atunci noi vedem elemente de influență externă asupra acestor tentative de destabilizare socială prin proteste de stradă. Referiți inclusiv la Rusia? La Federația Rusă, da. Da. Inclusiv atunci când vine vorba de organizarea unor evenimente în stradă. Dar noi pornim de la prezumția că cetățeanul are dreptul să protesteze, să-și expună părerea în mod democratic, liber, în stradă, acolo unde își consideră de cuvință. Și de aceea suntem foarte atenți atunci când facem o analiză de risc. Ori scopul nostru este să identificăm dacă sunt elemente extremiste, de a provoca altercații cu poliția, de a mobiliza cetățeni cu anumite pregătire fizică, cu anumite instrumente sportive, așa, deci da, cu anumite instrumente în geantă, cu pietre, cu multe de tipul ăsta. Și în cazul în care noi aveam astfel de informații, o transmiteam poliția și am lucrat foarte mult în perioada asta cu poliția. Și multe din elementele astea au fost publice, poliția a reținut persoanele, a prevenit. Deci s-a reușit acele elemente. La informația dumneavoastră, de la SIS. Și a noastră și împreună cu colegii din poliție. Deci s-a lucrat împreună foarte mult. Deci astea sunt exemple când Serviciul de Informații și Securitate și poliția lucrează foarte bine pentru a preveni. Iată aici elementul despre care vorbeam mai devreme. Și informația noastră transmisă colegilor din poliție, confirmată de ei sau a lor, confirmată ulterior de noi, a ajutat la prevenție. Și cetățenii au avut dreptul și au putut să-și manifeste în stradă dezacordul, părerea lor, etc. Și protestele s-au desfășurat în regim normal, democratic. Acolo unde au fost anumite altercații cu poliția, poliția s-a descurcat foarte bine în a preveni. I-au extras punctual pe aceia care deci își au tehnicile lor cum să intervină. Sarcina noastră a fost să identificăm aceste elemente și să prevenim. Pentru a permite cetățeanului să protesteze și totodată să nu permitem destabilizări sociale care ar fi în interesul altcuiva. Da. Domnule director, v-aș întreba și care este situația în UTA Găgăuză? S-au mai calmat spiritele acolo, deoarece știm că există anumite focare de instabilitate pe care unii actori locali cu viziuni proruse încearcă să le întrețină, în special personaje care provin, așa cum spuneați și dumneavoastră, din acest mediu al crimei organizate. În Găgăuzia, situația este destul de calmă, lucrurile se desfășoară în regim normal, iarăși nu vedem anumite devieri grave de acolo. Trebuie să înțelegem dreptul cetățeanului de a-și exprima opinie. Sunt cetățeni acolo care au o anumită opinie
diferită de majoritatea de acolo. Și ei și o expun, este dreptul lor. Noi monitorizăm să vedem că aceste opinii nu se transformă în anumite activități subversive sau extremiste sau separatiste. Deci suntem foarte atenți la aceste elemente. Până la acest moment nu vedem riscuri foarte mari, situația este calmă, viața merge, totul bine. Dar sunt câțiva actori care și noi îi vedem, n-aș vrea să-i numesc cu subiect și predicat, dar vreau să vă întreb dacă dumneavoastră îi aveți în monitorizare. Noi suntem atenți la astfel de acțiuni, nu doar în Găgăuzia, în general, pentru că sunt diferiți actori care încearcă să promoveze separatismul sau anumite idei extremiste în diferite regiuni în Republicii Moldova. Deci, iarăși, noi monitorizăm atâta timp cât ele sunt la un nivel de opinie, de părere, e okay. Dacă la un moment dat se va încerca anumite acțiuni concrete de destabilizare, de separare, deci atentate la integritatea teritorială a Republicii Moldova și la ordinea constituțională, atunci noi, deci, sigur că vom lua atitudine și vom interveni pe prompt în a preveni asta. Domnule director, aș vrea să vă întreb și despre acești mercenari.